Mai este puțin timp până când Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași va da startul înscrierilor la prima sesiune de admitere. Anul acesta vor fi scoase la concurs aproximativ 11.000 de locuri la cele 15 facultăți. Tinerii care vor să studieze la Iași trebuie să știe că Universitatea Cuza va scoate anul acesta la concurs locuri la buget și taxă pentru mai multe specializări, atât la licență cât și la master. Prima sesiune de admitere va avea loc în perioada 11-16 iulie și pe baza experienței din anii anteriori, conducerea universității se așteaptă la un număr mare de candidați pe locurile din Iași și la cele de la filialele din Botoșeni, Focșani, Chișinău și Bălți. A păstrat posibilitatea mai multor opțiuni. Am păstrat posibilitatea preînscrierii și înscrierii online, dar este o condiție pe care nu punem noi. Ulterior, un tânăr nu poate să urmeze în regim de buget cu bani de la stat decât o singură specializare. A venit de la minister cifra de școlarizare, locurile bugetate. Știți că aici e o chestiune aparent tehnică. Fiecare specializare, fiecare facultate are o anumită capacitate de școlarizare, cifra. Și spune, de exemplu, la drept, că știu mai bine. Vine Aracisul, te verifică periodic și spune funcție de numărul de profesori, de gradele didactice, de spațiile de învățământ, de laboratoare. Numărul locurilor de la buget și taxe sunt echilibrate pentru a-i stimula pe studenți. Nu sunt doar un instrument, o pârghie de a obține venituri extrabugetare. Ele reprezintă, zicem noi, mai mult decât atât. Că semestrial un student care este la taxă, dacă are rezultate bune, trece la buget și altul care are rezultate mai slăbuțe, trece la taxă. Ceea ce înseamnă că sistemul ăsta de a trece de la buget la taxă și invers, semestrial, este o pârghie de a-i stimula să învețe. Ca element de noutate, conducerea Universității Alexandru Ioan Cuza anunță că va pune la dispoziția tinerilor noi specializări, chimie alimentară și medicală. Decizia a fost luată pe fondul solicitărilor primite din mediul privat și de stat care au nevoie de specialiști. În Republica Moldova și doamna rector de la Bălți ne-a solicitat o specializare de la chimie medicală. Și îmi spunea dânsa, eram acolo cu mai mulți prorectori, zice, cabinete medicale, unități sanitare, spitale, deci, în Moldova, o specializare de stat sau privată care să pregătească în chimie medicală. Selecția candidaților și afișarea rezultatelor va avea loc în perioada 18-23 iulie.